Timp de 3 zile, cadrele didactice care au participat la concursul de ocupare a unui post de director sau director adjunct în școlile din județul Neamț și au fost respinși la proba de interviu pot depune contestații la Inspectoratul Școlar al județului Neamț. Calendarului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar are loc depunerea contestațiilor de către candidații participanți la concurs în județul Neamț. Aceștia pot contesta punctaj obținut la proba de interviu. În perioada 24 noiembrie, 9 decembrie, se desfășoară soluționarea contestațiilor. Conform procedurii transmise de minister, Comisia de Soluționare a Contestațiilor dintr-un județ soluționează contestațiile depuse de candidații dintr-un alt județ. Proba de interviu se va reevalua prin aprecierea scrisorii de intenție, aprecierea susținerii de către candidat a ofertei manageriale și a planului operațional, aprecierea ofertei manageriale depuse de candidat la comisia de concurs și încărcată. Contestațiile vor fi evaluate potrivit grilei din metodologia de desfășurare a concursului elaborată de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice. Ca etapa de desfășurare a concursului, evaluarea se face după grila cu criterii prevăzute în metodologie, care urmărește aprecierea planului de dezvoltare instituțională existent al unității de învățământ sau propunerea unui PDI nou, precum și un plan operațional cu durata de un an, elaborat de candidat pentru unitatea de învățământ la care candidat. În cazul școlilor rămase fără directori din cauza faptului că nu au promovat concursul sau în cele în care nimeni nu s-a înscris la examen, Ministerul Educației va lua decizii de numire a unor directori cu delegație. Aceștia vor fi propuși de către cadrele didactice din școală în cadrul Consiliului Profesoral. Inspectoratul Școlar va decide care din cele 3 persoane propuse va ocupa funcția de director cu delegație până la organizarea unui viitor concurs. După vacanța intersemestrială vor fi luate decizii conform metodologiei, în sensul că vor fi propuneri din partea consiliilor profesorale pentru funcția de director. Aceste propuneri sunt evaluate la nivelul comunității și ajung la inspectoratul școlar și se vor lua decizii în consecință, până la organizarea următorului concurs. Care va avea loc tot anul ăsta, probabil? Nu există niciun fel de indiciu că ar putea fi acesta un alt concurs. După consultarea listelor cu rezultatele candidaților afișate de Inspectoratul Școlar, rezultă faptul că doar 9 candidați vor putea contesta rezultatele interviului. Aceștia vor trimite în plic sigilat pe un CD înregistrată proba de interviu care va fi analizată de Comisia de Contestații din alt județ desemnat de Ministerul Educației în ziua premergătoare etape de contestații. În zona română au rămas fără director o serie de unități școlare. Au fost respinși în diverse etapele examenului următorii candidați de la unitățile școlare din Roman și zona metropolitană. Maria Campău și Năstase Nicoleta de la școala numărul 1 Vasile Alexandrii Roman, Maria Andrici, școala Tămășeni, Butnaru Mariana de la colegiul Petru Poni, Căprioara Loredana de la școala Bahna, Cârlescu Angela de la Stănița, Ciobanu Roxana, Ruginoasa, Curpăn Gheorghe de la școala Burienești, Curpăn Angela de la școala Tămășeni, Duminică Elena de la școala Trifești, Dumitru Elena de la școala Făurei, Dumitru Ana Maria de la Pildești, Gheorghiță Magdalena, care a candidat pentru liceul Vasile Sav, Maxim Gabriela de la școala Văleni, Maftei Maria de la Ion Ionescu de la Brad, Murariu Maria de la școala Bozien, Petra Pavel de la Trifești, Petruț Maria de la Clubul Copiilor Săbăuani, Popa Ioan de la liceul cu program sportiv Roman, Popa Rodica de la școala Dulcești, Prăjescu Lucica de la școala numărul 5 din Roman, Socia Daniela de la școala Poenari, Tăbâltoc Mariana de la școala Bâra, Văcaru Leonard de la colegiul Danubiana, Vanzariuc Viorel de la școala de muzică, Vântu Dan de la școala Uniceni. Nu toți însă vor putea contesta examenul.